Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 5 august 2021. O zi de câștigare a experienței și înțelepciunii utile. Evenimentele care au loc astăzi vă oferă acces la legi și cunoștințe secrete. În această zi trebuie să faceți totul cu bună credință, cu dragoste și să vă puneți sufletul în orice afacere, dar să nu vă gândiți la rezultat, ci să vă bucurați pur și simplu de procesul în sine. Atunci, rezultatele extraordinare nu vor întârzia să apară. Gândiți-vă dacă vă urmăriți misiunea în care sunteți în această viață și ce beneficii puteți aduce voi lumii. Aceasta este ziua răspunsurilor importante. Acum, să vedem cum va fi ziua pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în berbec. Poate că ți este greu să te eliberezi de ceea ce cineva încearcă să te forțeze astăzi. Viziunea ta este corectă, dar trebuie să ții cont de circumstanțele care te împiedică să acționezi liber. Astăzi ai o șansă unică de a îmbunătăți semnificativ relațiile deja stabilite, de a aduce un nou flux în ele. Fă pace cu cei dragi dacă ești într-o ceartă, pentru că astăzi toate nemulțumirile vor fi uitate repede și fără durere. Dar nu uita să faci primul pas pentru asta, deoarece în ceartă există și o parte din vina ta. Sfatul zilei de astăzi: orice ai face, rămâi autentic. Taur și ascendent în Taur. Ține-te bine, pentru că există un drum extrem de accidentat în fața ta. Vei simți că cineva te forțează să faci lucruri neplăcute. Din păcate, nu deții pe deplin controlul tuturor evenimentelor. Cu toate acestea, poți reacționa încet și poți încerca să acționezi încet. Datorită acestui fapt, vei putea aștepta cele mai dificile momente. Toată ziua va fi destul de agitată. Dimineața, entuziasmul tău este legat în principal de muncă. Trebuie să îndeplinești nu numai sarcinile tale, ci și pe ale altora și să și corectezi greșelile făcute de alții. Sfatul zilei de astăzi: stai departe de amintirile proaste. Este posibil să te blochezi acum. Gemeni și ascendenți în Gemeni. Te așteaptă o zi minunată. Poți face o mulțime de lucruri utile pentru tine și pentru cei din jur. Ești dispus să îi ajuți pe toți cei care îți solicită ajutorul și nu ești nervos dacă trebuie să-ți amâni propriile afaceri de dragul acestui lucru. Simte-te liber să respiri adânc astăzi și să iei o pauză de la responsabilitățile tale pentru o clipă. Deși sunt importante, nimic nu te împiedică să petreci un timp pur relaxant. Lasă-te doar să nu faci nimic. Îți vei da seama că o astfel de odihnă poate face mult bine. Sfatul zilei de astăzi: încearcă să rezolvi problema, chiar dacă aceasta înseamnă a face unele compromisuri. Rac și ascendent în Rac. Astăzi este o zi minunată pentru a te gândi serios și a-ți redefini principalele priorități în carieră. Eliberează-te de haosul emoțional care îți împiedică responsabilitățile de astăzi. Mintea și corpul tău nu sunt pregătite pentru o exploatare prea mare chiar acum, dar asta nu înseamnă că trebuie să te oprești din drumul tău spre realizarea viselor tale. Doar încetinește puțin și lasă-te să lucrezi pentru a economisi energie pentru mai târziu. Sfatul zilei de astăzi: uneori, prima ta prioritate ar trebui să fie bunăstarea ta. Leu și ascendent în Leu. Te vei gândi doar să te bucuri de plăcerile vieții, dar dacă cheltui generos, sigur că vei întâmpina probleme serioase. Eliberează-te de secretele care te devorează încet din interior. Astăzi ai șansă de a ușura acea povară, deoarece lucrurile care te rețin în mod normal își vor pierde temporar impactul asupra ta. Vei simți că poți obține libertatea emoțională. Cu toate acestea, acest lucru se va întâmpla numai atunci când decizi să dezvălui în cele din urmă adevărul. Sfatul zilei de astăzi:
spune adevărul despre tine, pentru că nu vei ajunge departe pe minciuni. Fecioară și ascendent în fecioară. Vei avea tendința să te refugiezi în viața ta profesională pentru a scăpa de problemele întâlnite în familie. Vei avea mari dificultăți în a-ți analiza problemele și vei simți un disconfort difuz, dar poți solicita sfaturi de la persoane cu experiență în probleme de familie. Trebuie să te ridici la un angajament serios. Probabil că nu-ți convine să-ți asumi această sarcină, dar cineva trebuie să o facă și nu poți ieși din ea. Dovedește că chiar și lipsa de disponibilitate nu te poate împiedica să-ți îndeplinești scrupulos sarcinile. Sfatul zilei de astăzi. Orice ai face, fă tot posibilul. Balanță și ascendent în balanță. Ziua va merge bine dacă nu aștepți imposibilul de la alții. A venit momentul în care trebuie să te bazezi, în primul rând, pe propriile tale forțe. Munca independentă de succes este mult mai probabilă decât implementarea cu succes a unui proiect comun. Ești foarte sensibilă la influențele externe. Judecata ta va fi distorsionată și vei face greșeli și gafe de tot felul. Astăzi pot exista discuții serioase pe teme dificile. Asigură-te că ai argumente corecte pentru a-ți susține poziția în avans, doar așa vei putea să-ți satisfaci nevoile. Sfatul zilei de astăzi. Acceptă realitatea, deoarece aceasta prinde conturi chiar acum. Scorpion și ascendent în Scorpion. Astăzi va fi o oportunitate de a începe să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Poate că cineva te va convinge să vezi un medic sau să mergi la sală. Orice ar fi, va deveni primul pas pe o cale mai lungă. Aceasta este o veste bună, deoarece sănătatea este una dintre cele mai importante părți ale vieții umane. Pe partea de lucru, ai grijă să nu te lași lăsat de entuziasm exagerat și ai mare grijă să îți asiguri spatele. În caz contrar, ascensiunea ta profesională, supusă impactului lui Saturn, poate ajunge la un sfârșit brusc și îngrijorările pot începe să se acumuleze. Sfatul zilei de astăzi. Când obstacolele îți apar în cale, nu te întoarce înapoi. Depășește-le cât mai repede posibil. Săgetător și ascendent în Săgetător. Astăzi, cel mai probabil, vei repeta greșeli vechi, dar asta nu te face să te superi. Impactul lor asupra calității vieții tale va fi minim, iar majoritatea experiențelor de astăzi te vor învăța ceva valoros. Vor apărea idei bune, dar nu va fi posibil să le dai viață imediat. Trebuie să ai răbdare, deoarece momentul oportun pentru o acțiune decisivă va veni în curând și nu îl vei rata. Intuiția îți va spune exact când să acționezi. Sfatul zilei de astăzi. Încetează să îți suprimi emoțiile. Capricorn și ascendent în Capricorn. Probabil că vei alege astăzi o cale diferită de cea obișnuită și va surprinde pe toată lumea. Cu toate acestea, nu o poți face în mod obișnuit, deoarece nu este potrivită pentru tine. Acceptând ceea ce nu te avantajează, vei pierde timp prețios. Pot apărea dificultăți, dar este puțin probabil să-ți strice starea de spirit. Acum, crezi în tine și nu renunți la planurile tale, chiar dacă nu totul merge conform planului. Este util să fii proactiv în afaceri, să faci sugestii și să împărtășești idei, chiar dacă nu toată lumea apreciază imediat frumusețea ideilor tale, există cu siguranță oameni pe care te poți baza. Sfatul zilei de astăzi. Deschide-te la surprize care îți pot deschide noi oportunități. Vărsător și ascendent în Vărsător. Această zi va fi destul de intensă și probabil că va trebui să te angajezi în activități care nu te umple de gânduri plăcute. Din păcate, acest lucru este esențial dacă dorești să îți atingi obiectivele. Nu îți poți ignora responsabilitățile astăzi. Situația ta financiară
ar trebui să se îmbunătățească datorită sprijinului lui Uranus. Dacă ai de făcut alegeri importante, vei începe să vezi mai clar și de data aceasta vei avea elemente de încredere în mână, astfel încât să poți lua o decizie în curând. Sfatul zilei de astăzi arată lumii talentele tale uimitoare. Pești și ascendenți în pești. Vei putea rezolva orice problemă cu care te confrunți astăzi. În plus, nu va dura mult. Dacă întâlnești un blocaj, cineva îți va spune modul corect de a face față acestuia. Aceasta este o veste minunată, deoarece intențiile tale sunt ambițioase și ai nevoie de orice fel de sprijin pe care îl poți obține. Dacă ești în căutarea unui suflet pereche, amintește-ți că Venus va fi complice astăzi. Așadar, acceptă toate invitațiile, chiar dacă nu ai timp. Este probabil că îți vei întâlni destinul romantic la o nuntă sau la o întâlnire cu prietenii. Sfatul zilei de astăzi: nu trebuie să fii mereu serios.